Pace, aș vrea un sfat. Fata mea s-a căsătorit acum 5 ani, are 3 copii, a fost botezată, căsătorită la starea civilă, dar nu și la biserică. Ea nu a vrut să asculte. Împotriva voinței părinților a făcut lucrul acesta, adică s-a căsătorit. Apoi a fugit la el. Normal că trăiește în păcat cu el. Acum vrea să divorțeze. Divorțul iar e păcat. Eu, tatăl, am susținut să rămână împreună, că au copii. Care din cele două variante ar fi mai bună? Că și una și alta e păcat. Și nu vor să se pocăiască niciunul și el e foarte violent, mai și ridică mâna, o lovește, dar amândoi sunt foarte încăpățânați. Acum, dacă ea s-a căsătorit la starea civilă, ei sunt în căsătorie, nu sunt în concubinaj, ei nu trăiesc în corvii, ei trăiesc în căsătorie. Și nu puteți spune că este că au intrat în căsătoria asta așa cum au intrat, într-un mod păcătos sau ce au făcut, dar acum este căsătorie. Este căsătorie care trebuie cinstită. Și deci soluția pentru ambii este să se pocăiască, să le vorbiți despre pocăință. Presupun că le-ați vorbit continuu, vorbiți-le. Mai departe, îndemnați-i să se împace cu Dumnezeu din toată inima, să se pocăiască și așa Dumnezeu să-i ajute să depășească criza aceasta pe care o au ei, să le ajute să păstreze familia și să aibă o familie frumoasă, o familie creștină, dacă vor dori să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu.